La fiecare 4 ani, în cadrul Colegiului Medicilor au loc alegeri pentru desemnarea membrilor Adunării Generale Consiliului Județean al Colegiului Medicilor din Constanța și Comisiei de Cenzori al Colegiilor Medicilor din Constanța. Medicii constanțeni care vor să participe la scrutin își pot depune candidaturile până pe 23 noiembrie. Sperăm să ne regăsim printre cei calificați, să spunem așa, după alegeri și împreună cu colegii mei, nume practic grele în medicina constanțeană, să facem câteva schimbări pe care le dorește toată lumea. Medicii de la Malul Mării speră să aducă schimbări în sistemul sanitar constanțean. Orașul se poate mândri cu medici de excepție care merită să profeseze în condiții mult mai bune. Sistemul sanitar cred că poate fi perfecționat, e adevărat, dar trebuie să avem încredere în profesioniști din sănătate din județul Constanța. Au fost destule evenimente unde cred eu că nu au fost suficient de apărați de către conducerea Colegiului Medicilor și noi încercăm să îi ajutăm. Da, în primul rând trebuie ajutați și apoi să le cerem să facă lucruri mai mari, mai importante. Cu toate acestea, constanțenii sunt sceptici cu privire la medicii care vor prelua șefia colegiului pentru următorii 4 ani. Dacă nu a schimbat până acum, nici de acum încolo. Nu se schimbă. Pleacă ăia, vine ăia și tot ăia. Nu mai avem încredere în nimeni. Toți sunt mincinoși până la Dumnezeu. Mami, n-a schimbat că fac 80 de ani anul ăsta și nu se schimbe nici peste 80 de ani. Ce spun eu? Deoarece scrutinul se va desfășura în mini-vacanța de la finele acestei luni, nu este exclus să asistăm la un tur 2. În acest context, a doua confruntare electorală a medicilor va putea fi organizată la o săptămână diferență de primul tur.